Oh, ce piesă! Chiar dacă nu crezi în mine, încerc să fiu mereu lângă tine, mă chemi, mă respingi cu zâmbetul și iar mă atingi. Ore în așteptări, greu mă pasă, mii de întrebări, nu mă lasă oricât mai am agi. Nu-ți dă sărutul, își ia o bătaie de mama dracului, Ilia. Băi, tâmpitule care ești, dă sărutul, dă-i sărutul odată. Băi, frate, atâta Gypsy Kings, numai aia mai trăiau așa, deci ești fenomenală, frate. Dă-i sărutul! Nemernicule! Oare, cine a cântat piesa asta? Mama e de treabă, cine a cântat-o atâta cu Patel și cu... Cine a cântat-o? Eu! Să știi că te iubesc foarte mult. Dar știi, cu atâta patos n-ai cântat. Da, ales-o. Te iubesc foarte mult. Mulțumesc din și suflet. Și te apreciez din tot sufletul. Este mulțumesc din toată. 11 ani de căsătorie, nu mai ești atât de harabnică. Când am cântat piesa asta, eram și eu la fel de focoasă și de dornică să-mi dea sărutul. Păi dă-mi sărutul ăla al tău, deci erai dincolo de orice... E o melodie foarte frumoasă. Mie mi-a adus aminte de un cântec frumos, m-a emoționat. Mă bucur. Pentru că am văzut foarte mult patos, adică foarte multă dorință de a reuși. Și mă emoționează oamenii ăștia ca tine, care vin în același timp să-și... spune povestea, să-și pună dragostea exact pe tavă în fața noastră și în același timp să le demonstreze celor care n-au crezut în ei faptul că, uitați, dacă nu
mă iubiți voi în felul ăsta, dacă nu mă apreciați în felul ăsta, o fac alții. Mulțumesc din suflet pentru vorbele frumoase. Îmi vine să cred. Florin. Dar și cum te jucai tu acolo, da? Întotdeauna spectacolul... Adică există cântăreți pentru toată lumea, pentru toate categoriile de public și foarte bine că e așa. Nu mă supăr eu pe nimeni că are sala Palatului plină, de la Fuego până la Temeșan, de la Andra până la Loredana, de la, nu știu, la Smiley poate mai sunt câteva locuri goale. El cântă la arenele romane în general. La 4400 de locuri încă nu s-a băgat, dar e bine și așa, pentru că copiii ăia, dacă se îmbulzesc, s-ar putea să se nască accidente nedorite la sala Palatului. Să vezi la știri că zice că așa are 612 copii și au aruncat gentuțele, sandwich-ul și l-au acoperit pe Smiley pe scenă cu pețișoare, cu carioci. Nu, Smiley, nu. Caietele de desen. Și cu slime. Și cu slime-uri, da. Și cu slime. Kendame, deci slime, este bine pentru că există atâția artiști și eu cred că în această lume publicul tău de acum încolo se pregătește, o să te caute, o să vezi ce ți se întâmplă. Iar demonstrația ta pentru familie... Încă o dată mi se spun, Dumnezeu nu este cu căștile pe urechi acum, are mult mai multe probleme, sper să ne izbăvească de infecția asta nenorocită, dacă tot e să credem că totul e de la Dumnezeu. Cred că rărunchii din care ai scos sunetele astea se referă la ce ai spus la începutul poveștii, familia ta. E vorba de un târlan de prin Constanța care neapărat stă cu săruturile închise la el în baie. Nu, am cântat pentru familia mea care m-a susținut foarte mult. Și mai ales că vreau să-mi fac mămica mândră care și-a dedicat toată viața pentru mine și fratele meu. Fii atentă, până la mămica ta, care probabil și ea a fost un critic, ne-ai sugerat, ne-ai câștigat pe noi. Și sper, cine e ești? Iubitul meu care mă susține în toate. Bună! Și este lângă mine. Bună, iubitul Laurei! Iartă-mă că am strigat la tine, deci nu cred că era vorba de tine, ne-am lămurit acum, era vorba de mami și de tati. Ei o să fie mândri sau nu o să fie treaba lor, nu mă interesează. Sunt mândri. Noi suntem mândri deja. Și o să vezi cum se schimbă viața ta de la data emisiei încolo. Doamne ajută! Și ca să termin toată treaba, să știi, iubitule, că îi dau un da. Ia uite! Mulțumesc frumos! El trebuie să-i dea sărutul. Da. Deci ai un da de la Florin? Ai un da de la mine? Mulțumesc! Ai un da și de la mine, Aura. Doamne, ferește! Aura! Nu pot să cred! Ești în etapa următoare. Mulțumesc frumos! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc, Aura! Mulțumesc! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.